contează că există în cuplu mai multe divergențe, în cuplul meu. Nu, în general în cuplurile oamenilor. Cum îți veni ideea asta? Trebuie să fi fost ceva. Nu vreau să vorbesc despre asta. mi-am dat seama că de obicei, femeilor le place foarte mult să aibă dreptate mai mereu, știi? Și tot timpul acumva ele cred că au dreptate. Adică, noi știm că ele au dreptate întotdeauna. Da. Nu se poate. La tine cum e? Cine are dreptate? E retorică întrebarea, îți dai seama. Zi! Ea are dreptate. Hai, zi cu toată gura că te ascultă, lasă. Păi asta zic. Zi tare și cu intonație. Nu pot. Mi se pare că știi cum stă situația? Cine are răspunsul la întrebarea cine are dreptate într-un cuplu e foarte simplu. Ea, dacă vrei tu să faci dragoste, sau tu dacă vrei să faci dragoste cu altă femeie de acum încolo. E foarte, foarte simplă ecuația. Mie o fostă prietenă mi-a rezumat când eram un pic mai tânăr situația pentru totdeauna și de atunci am înțeles-o și nu mă mai zbat. Mi-a zis așa: Andrei, eu nu vreau să am dreptate, ci pur și simplu mereu am. Pe când tu vrei mereu să ai dreptate, dar n-ai niciodată. Efectiv n-am știut ce să-i răspund ca să nu-i dau dreptate. Cumva. N-aveai ce am zis-o, să zici. Da, ce puteam să zic? Mă rog. Eu nu cred că bărbații nu pornesc niciodată o ceartă. Așa. Dar majoritatea certurilor pornesc de la ceva ce am zis, n-am zis, am făcut sau n-am făcut noi. De cele mai multe. Și mă întrebam o chestie. Dacă femeia are mereu dreptate, așa, ce se întâmplă când se ceartă două femei?